Iată glasul celui ce cântărește drept și cuvântul celui ce pătrunde în suflet, în duș, în trupul tău, poporule. Dacă ai vrea să înțelegi vremea de îndurare, să-ți faci o analiză în liniște și în lumină și ce vei găsi, să scuturi din țărână, să lapiți din gânduri, din apucături și stări firești din tine. Că dacă tu spași partea, eu voi grăbi o lucrare și un plan de lucrare în mijlocul tău, în care vei simți fiorul și puterea Duhului Sfânt, care îți va aduce bucurie, răcorire, lumină și lămurire, căci frământări sunt și de o parte și de alta, și la capii de familii și la mame. Întrebări sunt în mintea tinerilor și a copiilor. O, răspunsul bun îl poate aduce Duhul Sfânt. Șeravit paradis savara boldis. Căci vremea care o ai la îndemână e o vreme de pregătire. Urmează să intri într-un câmp de bătălie pe care nu l-ai cunoscut și n-ai mai fost niciodată în el. Și fără putere de la Duhul Sfânt nu vei rămâne în picioare. De aceea fac strigarea, zice Domnul. Luați zile deosebite de stăruință. Insistați la porțile cerului că vreau să îndrept către voi norul alb ca să las ploaia binecuvântării să ajungă la rădăcina pomilor, a florilor din grădină, să-ți înviorezi sufletul și să ai în tine curaj și putere pentru vremea care stă înainte, plin de Duhul Sfânt, să poți înainta prin credință și să poți spune pricepând, nu e mult și va apare mirele pe noi. Amin, amin! Cât despre voi, bărbați, de slujbă strigă Domnul. Uitați-vă la încălțăminte și strângeți bine cureaua încălțămintelor. Faceți verificare la brâu și strângeți-l pe lângă voi, că se vor porni niște vânturi ius de învățături străine și vor clătina pe mulți care n-au încălțămintea strânsă în picioare și brâul strâns în jurul coapselor. O, dar pentru cei ce mă caută, cred să tem de numele meu și își fac partea, îi vor auzi vuietul, dar pe ei nu-i va clătina. Amin, amin.